Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună ziua, părinți, bună ziua, copii, sunt Mirela Retegan, suntem împreună la o nouă ediție a Antrenorul Părinților aici la Europa FM, cam fiecare duminică de la ora 11. Este ultima duminică din noiembrie și peste două zile vom cânta cu toți Hai să dăm mână cu mână. De data aceasta o să dăm gând cu gând pentru că va trebui să sărbătorim Ziua Națională de la Distanță. Astăzi, invitatul din ediția specială a Antrenorului Părinților este un român extrem de carismatic. Este un om pe care eu îl aștept de multă vreme la microfon. Mi-am dorit de mult timp să găsesc acel moment special în care să-l încadrez perfect, pentru că este un român care știe foarte multe despre România de la țară, despre România de la oraș, despre românii din afara granițelor, despre cum e să fii român afară, despre cum e să fii român înapoi acasă, despre copilăria lui și despre copilăria copiilor lui. Este un bucătar celebru și este un actor în orice context legat de bucătărie, așa că, doamnelor și domnilor, invitatul de astăzi la Antrenorul Părinților la Europa FM este Nicolae Tand. Bună dimineața! Bună, dragă! Ce introducere mi-ai făcut! Îți mulțumesc! Te aștept de niște ani de zile să te văd aici și să fim împreună pe undele Europa FM, pentru că foarte mulți români te iubesc și pentru că, iată, suntem aproape de Ziua Națională și nici nu putea fi cineva mai potrivit la mine în emisiune. Nicolae, te iau așa de la începuturi, pentru că aș vrea de la tine să aflăm cât mai multe lucruri cu care noi românii rezonăm și niște răspunsuri la întrebări pe care ni le punem cu toții la un moment dat. Acum foarte mulți ani, tu te-ai dus cât ai văzut cu ochii și mi-a plăcut foarte tare în prezentarea ta că ai plecat din țară pentru că ai vrut să ai restaurantul tău. Ai știut de atunci că îți dorești asta? Nici măcar. Nu, dar trebuia să plec. Simțeam nevoie. Aveam vârsta la 20 de ani la care bărbații pleacă de acasă, care bărbații se gândesc deja să își facă o casă, să găsească un viitor. Adică, nu știu, am simțit treaba asta în care eu trebuia să-mi fac drumul meu în viață, cred. Cred că asta a fost motivul meu. Trebuia să plec la 20 de ani și mi se pare normal. Cred că a fost o decizie bună să plec, pentru că plecând în stânga dată mi-am dat seama că nu sunt singur. Adică lumea în general face treaba asta. Copiii pleacă de acasă. Își cresc un rost în viață, că e în țară, că e în străinătate, adică își încearcă norocul. Așa am simțit și atunci. Și unde te-ai dus? Pe unde ai umblat? Spune-ne tu. Plecarea mea prima dată când am încercat să câștig primii mei bani a fost pe la noi prin țară, în stânga-dreapta, pe la Alba Iulia, la cules de struguri, la Caransebeș, la cules de cireș și de căpșuni. După aceea am fost la Fân, am crescut deja mai mare. Cam la lucru cu ziua? Da, cu ziua, când avem vacanțele de vară și așa eram la școală, încă eu plecam să fac un ban. Dar de ce aveai nevoie de bani ăștia, Nicolae? Erați o familie sărmană? Nu neapărat. Nu, aveam condițiile acasă, dar cred că sunt eu mai aventurier. Adică mă fascinau oamenii care la mine în comună plecau în țară, să zicea, la lucru. Și mă fascinau. Vineau să-mi spună că dormeam în saivane, că așa vine cu niște bani. Și mă fascina, era ceva așa de poveste, cu toate că eu trăind într-o familie în care tata era tâmplar, care aveam cerculă în curte, adică crăpalele. Ai fi avut de lucru acasă? Am avut și ustensile necesare cu care se munce și am muncit. Dar poate ceva m-a dus pe mine așa, trebuia să plec. Adică am avut tot confortul, să zic așa, și puteam să fac bani acasă, trebuie foarte bine răzată. Poate că dacă rămâneam acasă, eram și acum poate însurat mult mai devreme, poate aveam o altă viață, cu totul și cu totul altă viață. Așa de Dumnezeu, cred că. Ai plecat din țară și ai făcut de toate în mai multe țări, în Anglia, în America și până la urmă ai rămas în Franța?
Bă, în America m-am dus să văd și nu ne-am înțeles cu America, nu știu ce, am plecat vreo lună zile și ceva s-a întâmplat, cred că și pentru că plecat de la Paris, unde am început de jos și am ajuns să fiu responsabil și să cunosc foarte multă lume și așa. Adică în zona asta de Horeca, să zic, în Franța, eram, în Paris eram cunoscut, știam, lucram în Crăciun foarte mari. Și atunci m-am dus la New York și era și februarie, era un ger de, mi-aduce aminte de copilăria mea. Și, nu știu, cu engleza... A fost prea frig. Nu neapărat frigul, dar cred că limba, bariera limba a fost, pentru că stând în Franța vorbeam foarte bine franceză sau mă descurcam și m-am dus la New York, francezii știi că nu sunt foarte poligloți, așa, ei sunt doar franceză și basta și dacă e la noi în țară, ești în limba lui Molière. Dar eu sunt foarte curioasă, pentru că ne ascultă foarte mulți oameni care... s-ar gândi să-și încerce norocul în altă parte și se tem să facă acest prim pas de dincolo de ușă. Că n-au bani, că n-au resurse, că n-au posibilități, că nu cunosc pe nimeni. Păi, ce-ți trebuie ca să ai încredere? Să te duci să-ți încerci norocul? Ai încredere în tine, până la urmă, pentru că în viață tot ce se întâmplă sau pe lângă noi, noi le cum să zic eu, le pornim cumva, adică nu vin numai așa, nimeni nu scade din cer, adică tot ce întreprinzi în viață trebuie să aibă un cut pus, să zicem în franceză, adică tu ești cel care pornește lucrurile, înțelegi? Nu știu. Dar tu de unde ai știut asta, Nicolae? N-am știut-o, vreau să plec, aveam o aventură, vreau să plec din țară, vreau să văd cum e dincolo, vedeam filme, aveam niște prieteni care s-au întors deja înainte mea, care au fost în străinătate mai repede, pe 93, s-au întors acasă cu o mașină, vreau să-mi cumpăr o mașină, adică, nu, și aveam niște visuri din asta, de promotan de țară. Și părinții tăi ce au zis? Era doar mama și mama a zis, ok, dacă vrei să mergi să muncești, cu drag. Niciodată mama mea, că cu ea am petrecut mai mult timp, să zic așa, că tata s-a dus mai devreme când am în clasa 5 ani și atunci mama a fost și mamă și tată și întotdeauna am avut sprijinul ei, adică a fost o femeie de la țară foarte deschisă. Înțeleaptă. Da, înțeleaptă. Dacă vrei să mergi, aș prefera să rămâi acasă, pentru că avem o târculă, poți să faci un ban. Dar dacă tu vrei să mergi în altă parte, uite cu drag. Și cum țineai legătura cu ea, Nicolae? Pe telefon, mergeam în... Uite, când e sărbătorile, știi, când ești plecat, aduce aminte de sărbătorile. Asta e cel mai important lucru când ești plecat. Și cumpăram cartele de telefon și erau de 50 de franci, 100 de franci și mergeam în cabină, în plasă de la Republic și începeam să sun de sărbători, de Crăciun, când începeam colindul, sunam pe mama, au venit colindătorii, încă nu. Prietenii mei cu care mama a colindat de mic, era aceeași echipă și mergeau și la mine la colindat, chiar dacă nu eram acasă. Și sunam pe mama, punea telefon, aveam telefon acasă și eu stăteam în plasă de la Republic, mă schimbam cartele, băgam mai de 50 de să termina, ce vezi că plecăm la Prunci Popii, făceam în echipă cu Grație, Flavius, Amara, ok, mă, după aceea mergem la Mătușa Mărie. Adică și sunam la fiecare casă la care mergeau să aud cum să fii și tu la colinda cu ei. Exact, da. Îmi lipsea mult sărbătorile când ești pe capul de țară. Ce-ți mai lipsea? Ce ți mai lipsea, Nicolae, acolo? Păi, nu știu dacă familia, în primul rând, când pleci, ți-e dor de familie, dar ți-e dor de orice lucru la un moment dat, ți-e dor de mâncare. Pentru că chiar dacă ești plecat și faci niște sarmale, varza nu e aceeași. Pentru că, de exemplu, în Franța, varza e o varză verde și creață. Dacă făceam sarmale, cumpăram varză, nu era varză murată deloc. Trebuie să meargă niște magazine sârbești care aveau. Dar și la ei parcă nu-s la fel. Adică tot ceea ce era legat de cultură sau în domeniul în care noi am crescut, adică datini și obiceiuri, mâncare, asta mi-a lipsit foarte mult. Adică mi-a lipsit vara când eram acasă și mereu l-am scăldat pe Iza. Chiar dacă era mare, adică ne aducem aminte, întotdeauna când ești plecat, îți aduce aminte cu drag de lucrurile faine din copilărie. Acolo, în Franța, tu ai descoperit pasiunea din bucătărie. Nu ți s-a întâmplat așa dintr-o dată și nu ți-ai dorit asta de când erai foarte mic. Când erai mic, tu ce ai vrut să te faci?
Vreau să spun, îmi plăcea armata, nu știu ce. Aș fi vrut să, să mă duc la armata deja mult mai devreme, să rămân în cadrul armatei. Îmi plăceau, cred că din filme vedeam aia cu left, right, left, right, cu, și soldații când merg impecabil, mai evident că din aia cu ochelari de soare. Cred că armata era un lucru care... Păi, dai la filme americane. Ce dădeam pe acolo, ce vedeam mai târziu când era mai mare, nu știu, îmi plăcea foarte mult armata. Aș fi vrut să rămân în cadrul armatei, să fac ceva. Culmea că n-am pus deloc armata. Deloc, deloc? Deloc, deloc. M-am prezentat la 19 ani. Eu m-am dus de bună voie și nesilinim să mă duc în armată. Au spus că nu mă iau dacă nu primesc o ordin, ora prim ordin. Și după aceea am plecat. M-am plecat din țară și m-au căutat ei mult mai mult și n-am mai avut eu. Și hai, povestește-ne cum te-ai făcut bucătar. Bucătăria a fost destul de simplă. Aptitudini sau plăceri de a găti le-am avut de mic, să știi. Îmi plăcea să gătesc. În sensul că mama a plecat la muncă și când venea seara acasă îi făceam niște picioși pârgăliți. Acest picioci pârgăliți știu ce îi, că și eu sunt ardeleancă, dar picioci... Sunt cartofii? Cartofii, da, îi fierbeam un pic după ce îi tăiam. Vă vedeam pe mama când făcea, știi? Cu un pic de paprika, un pic de ceapă și făceam cu niște morături când vine de la muncă. Sau picioci scăzuți, tot. Chiar am, da, cartofi scăzuți. Părinții mei sunt din zona Bistrița, Năsăud, și acolo se zic baraboi. Baraboi la cartofi, picioci. Exact, da. De, făceam mâncăruri pe care le făcea ea. În sens că nu reușeam să le fac la fel. Dar le făceam. Și când venea, ziceam, da, mamă, îți plac? Zice, îți bun, zicea. Zice, oricum e important, zice, că măcar nu-i fac eu, pentru că, nu, o femeie, în general, și la țară și de mult, tot timpul, e singura care gătește. Bărbații sunt mai mult la grătar, afară și așa, dar de gătit dimineața până seara, nu. Și era bucuroasă, zice, că gătește altcineva locul meu. Și cum ai intrat tu prima oară într-o bucătărie, într-un restaurant din Franța? Am început pe ușa din spate. No. Cum? Cum se intră pe ușa din spate? Foarte simplu, adică începutul cu Spatul Vaselor. Ok. Încep Spatul Vaselor, după ce m-a tras foarte mult sala pe mine, să zic așa. Mai mult, nu că bucătăria, îmi plăcea bucătăria, dar îmi plăcea și contactul ăsta cu oamenii. Cred că ție îți plăcea entertainment-ul. Da. Și cred că a fost, de bine a fost și locația în care am muncit foarte mult timp, că era locație foarte cunoscută și la modă și veneau foarte multe persoane publice. Cred că făceai foarte mult bacșiș. Am făcut, da. Cred că la farmecul tău... Făceam mai mult ca fetele, aveam niște colegi de muncă, fete frumoase, aveam franțuzoaice, avem pe Paula, portugheză foarte frumoasă. Deci aveam super faine fete, dar făceam bacșiș și mai mult întotdeauna ca ele. Îmi plăcea, cred că felul de a povesti, de a face, de a mă prezenta, am făcut și 1800 de euro la o masă. La o masă? Da. Ioi, tu l-ai. Da, bravo. Da. Și cum ai ajuns în bucătărie? Mă, bucătărie, să știi că restaurantul e important să fie frumos pe în afară și așa, dar totuși lumea vine să mănânce. Ne-am dat seama acolo, Ghitono, șeful bucătar care era acolo, un pic așa, ca exact cum îl vezi în desene animate. Ghitono era așa jufriu, rotund, cu o tocă frumos, nu tare înalt, așa un pic rotunjel, un om de nota 10. Și când povestim de mâncare, Ghitono, efectiv, eram ca la și la lecțiile de istorie în care profesorul meu de istorie, când eram la școala în Rozave, îmi povestea o bătălie. Eram așa și cu bușbe, gura căscată, îmi plăceau poveștile lui. Și când îmi explica, uite cum arată limba asta de mare, uite cum e făcută, uite cum e important să vezi cum e proaspătă, te uiți la ob, la textură. Deci povestea de un pește pe care eu ziceam, frate, e un pește. Dite noi, se am poason, dar nu e așa, zice, uite, și am rămas fascinat de poveștile astea, de mâncare comun, niște oameni pot să povestească de un piept de pui, atâta. Și am fascinat. Și atunci, din restaurant, ca să intri, m-am pus prieten, eram prieten deja când spălam vasele, pentru că office-ul de la vase cu bucătăria lângă o altă. Și atunci m-am împrietenit cu ei. Eu am intrat în sală, dar am rămas prieten cu ei. După ce am urcat mai sus în grad, să zic așa, și avem și putere. Iar eram prieten cu ei. Adică tot timpul am avut o legătură foarte strânsă cu bucătăria. Și de aici cred că a fost ceva foarte firesc, o locație faină,
vinuri bune, șampanii bune, mâncare. Ai făcut cursuri? N-am făcut cursuri atunci, nu, am învățat surleta, cum să zice, adică am învățat în bucătărie, intram că e în bucătărie. Ok, eu te întreb asta pentru toți cei care ne ascultă și care se gândesc că dacă nu ai o diplomă, dacă nu ai niște cursuri absolvite, n-ai cum să fii un bucătar recunoscut. Eu n-am nicio diplomă în viața mea. Ok. Am doar muncit în viața mea, să știi. Doar eu muncesc, îmi place să muncesc. Iancu, ăsta aici, Iancu îi stai lângă mie, lângă masă aici și îmi face semne. Iancu, vină încoace. Două secunde aici, iubite mă. Hai, Iancu. Iancu este băiatul tău care are 7 ani. Și hai încoace, că nu pot să hai să te văd. Hai, Iancuțul. Bună! Bună! Hai încoace, se vadă. Auzi, Iancu, poți să te întreb ceva fără să ne audă tati? Da. Care este mâncarea pe care o face tati și îți place ție cel mai mult? Nicolai to go. Nu, mâncarea care fac eu acasă. Cum se cheamă? Cum ce se face că fac eu acasă? Ce am făcut acum 2 zile? Mac and cheese. Mac and cheese îmi place. Mi-a plăcut. Mie, Iancu, nu știu dacă vrea să facă plăcere, dar când fac de mâncare îmi spune întotdeauna că e foarte bună mâncarea. Sincer. Cred că e un copil foarte politicos. Eu zic, da, e rușinos așa ca mine. Eram așa exact ca el. Meream cu mama la vecine. Și no, la noi când merg, ai văzut că și la voi bănesc. Când merg la oameni acasă și seara e prins la masă, oamenii te cheamă, hai la masă. Și eu eram rușinos, stăteam după sumla lui mama. Mie mi se pare fantastic cum noi venim din acel mediu în care copiii erau chemați lângă oamenii mari. Unde s-a întâmplat ruptura când odată ajungi la oraș, copiii erau expediați? Când veneau oamenii mari, tu pleacă dincolo, du-te în camera ta, n-ai ce să cauți aici, în discuțiile cu la țară, oamenii își țin copiii lângă ei la aceeași masă. Da, cred că noi, știi cum e, noi aveam o cameră în care săgeam toți, oarecum. Aveam mai multe camere, 3, da, păi alea erau de sărbători. Alea erau de mândru. Exact, da, frumoasă. Deci noi săgeam tot timpul, toți într-o casă. Cred că era mai calz, mai la oaltă. Erau două, deci aveam 3 camere și stăteam toți într-o cameră. Avem 2 paturi mari, 2 canapere, stăteam acolo, avem masa, sova, eram toți grămadă, iarna, când se făcea de vreme. Era senzațional. Îți vine să crezi că mai sunt câțiva ani și Iancu ar putea să zică tata, mă duc în lume? Mă gândesc la treaba asta, dar e ceva firesc. Vreau doar să profit, jur, vreau să profit de când e cu nebunia asta în care trăim acum de câteva luni de zile, profit cel mai tare de familia mea, sincer, și sunt bucuros. O să revenim la asta, e subiectul pe care vreau să-l discutăm după pauză. Vreau să le mai spunem celor care nu știu foarte multe despre viața ta, că tu în Franța ți-ai găsit și iubirea vieții. Culmea, tot o moroșancă, nu? Monica e tot de acolo, din zona de la tine. Ba, scrie Monica, da. Cum să te duci până în Franța? Tu te-ai însurat cu o franțuzoaică. Ea s-a măritat cu un francez ca să vă întâlniți și să faceți familia asta minunată pe care o aveți. Și care la prima vedere, Monica era într-o relație, deja nu mai avem relația, eu eram foarte... Unde ai văzut-o? Atunci. Băi, printr-o legătură comună ne-am întâlnit la un restaurant. Okay. Dar era așa, fugitiv, eram bucuros că e din Maramureș, Baia Sprie, tot așa, m-am gândit plecați, dar mai mult de atât n-am avut, pentru că știam că era căsătorită și eu eram atunci în ascendență, la muncă, petreceam foarte mult timp la muncă, adică munceam 7 zile pe săptămână, de la 5 seara până la 3-4 dimineața, mergeam și ziua câteodată când trebuia, deci munceam mult de tot și eram focusat pe muncă. Și cum s-a întâmplat? Mă, încetul cu încetul, tot mai sunam. Culmea e că cu Monica ne-am cuplat să fie împreună în momentul când am plecat din Paris. Deci am plecat din Paris și după ce ne cunoșteam, făceam de mâncare acasă, chemam prieteni, am chemat-o și pe ea, chemam prieteni din Franța, am făcut prima oară de sarmale cu cârnat, am avut 15 oameni acasă, am întrebat-o mă, Monica, zic, ți-aduce aminte de mine? Nici măcar, ziceam. A venit la mine și am și-aduce aminte de mine. Pentru că era multă lume, era lume pe balcon, era în bucătărie să mânca, prima dată punem o sarma cu un cârnat, ziceau invitații,
mamă, ce bunie, mai vreau. Erau nebunie din ala. Și când chem pe cineva acasă, mai mulți. Da. Monica s-a făcut așa, încetul cu încetul. Deci n-a fost din prima, să știi. Abia aștept să ne întoarcem după pauză, pentru că noi în fiecare emisiune ne ducem cu părinții la psiholog. Avem un doctor al emisiunii, doctorul Gașpar, la care eu îi adresez întrebări venite de la ascultători, tocmai pentru că vrem să ne împrietenim cu ideea că trebuie să cerem ajutor cei care avem nevoie, când avem nevoie. Așa că o să ne ducem la doctorul Gașpar, după care ne întoarcem după pauză să aflăm de la tine, Niculai, ce a însemnat toată nebunia asta de pandemie. A trebuit să-ți închizi restaurantul, a trebuit să te gândești la ce faci cu afacerile tale, cum merg lucrurile mai departe și să trăim în condițiile și după regulile care ne-au fost impuse. Ne întoarcem cu Niculai Tan din câteva minute aici la Europa FM, astăzi cu două zile înainte de Ziua Națională. Antrenorul părinților la Europa FM. Avem o întrebare de la o mămică aflată într-o situație în care, sigur, ajutorul tău ar fi de mare preț. Copilul din familie își dorește un frățior. Mama și tata consideră că nu e momentul, dar nu reușesc să gestioneze lucrurile cu cel mic și ne roagă să-i ajutăm să formuleze într-un fel faptul că nu e momentul potrivit pentru încă un copil în casa lor. Secretul, din multe puncte de vedere, Mirela, este comunicarea. Și aici iar i-aș încuraja pe acești părinți să vorbească cât mai des cu copilul despre motivul pentru care își dorește el un frățior. Ce își imaginează că se va întâmpla dacă va avea un frate sau o soră? Ce și-ar dori să facă cu un frate sau o soră? Care ar fi planurile dacă ar avea un frate sau o soră? După care să-i transmitem din nou și din nou copilului că înțelegem această nevoie, care are perfect sens, doar că noi adulții am decis că nu vom mai avea un copil. Însă, hai să vedem cum anume putem să transformăm în realitate acele planuri. Poate că ar putea să aibă un prieten foarte bun copilul nostru pe care să-l invităm mai des la noi pentru ca ei să petreacă timp împreună. Poate că copilul e în acel moment în care s-ar putea apropia mai mult de verișori, de alți copii de aceeași vârstă cu care să-și transforme în realitate acele planuri. Copilul să vadă că noi ținem cont de nevoia lui, însă evident că decizia este adultului de a mai aduce încă un copil în familie sau nu. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Antrenorul părinților la Europa FM. Sunt Mirela Retegan, ne-am întors la Europa FM. În Antrenorul părinților avem probabil cel mai carismatic bucătar, cu riscul că o să se supere ceilalți pe mine. Îi cunosc, îi iubesc, sunt foarte apropiați și foarte dragi mulți bucătari din România. Dar Niculai are ceva, are el ceva acolo absolut cuceritor. Mulțumesc încă o dată, Niculai. Cu mare drag, sincer. Să știi că despre meseria asta, sau orice meserie, cred că dacă pui suflet și pui pasiune și îți place cu adevărat ce faci, cred că e ușor să muncești. Sincer. Adică am o poveste foarte faină cu mama mea, în care mergeam la un moment dat să săpăm porumbul. Și de seama că mama asta, dacă avea experiență și ea făcea 10 fire și o făceam 2-3 și deodată vreau să mă grăbesc și ca să fac și mai repede ca ea și tăiam niște fire și dar zicea că mie, tu nu trebuie să grăbești, pentru că am experiență și mă duc mai repede. Tu fă 3 fire, eu 10, dar alea pe care le faci, fă-le bine. 3 fire, să mai vin și după tine, pentru că în loc să mă ajuți, mă încurci. Și atunci am zis, ok, orice aș face, cred că a fost o lecție care o să mă urmească. A urmărit. Și o să mă urmărească. În ritmul în care ești pregătit să faci. Da, bă, dar fă-l bine. Să nu mai treacă nimeni. Nu. Când mai fac cursul de bucătărie sau așa, când m-a pus să tai ceapa, tau mai repede ca orice om. Și am zis, nu face ca mie. Da, fă încet. Important să ai degele întregi. Adică toate lucrurile astea se capătă prin experiență și multă muncă. Ce ai mai învățat de la mama ta, Niculai? Omenia. Ce înseamnă omenia? Bă, să-ți lași loc de bună ziua oriunde mere. Adică să dai dimineața unor oameni, să se respecti pe oameni, mai ales pe cei în vârstă. Adică în viață întotdeauna ai de învățat de la copiii tăi. Să lași bucurie în urma ta?
Păi da, nu e important că un om te povestește de bine, după aceea nu de rău, adică nu știu, dar nu asta e scopul neapărat, asta e o normalitate ca să faci lucrurile cum trebuie. Adică cât de important e pentru tine să ai o relație bună cu ceilalți? E primordial. Sunt un tip foarte sensibil eu. Dacă cumva mă duc la școală cu copii, mergeam la școală și mă certam pe mașină sau ceva în regulă, toată ziua l-am năcăjit. Adică mă doare, mă doare. Și adică, nu știu, vreau ca lucru, sunt destul de pacifist. În bucătărie sunt dur, sunt o persoană puternică, dar foarte sensibil în același timp. Adică vreau, îmi place să găsesc o egalitate, cumva, știi? Ce ai spune tatălui tău dacă te-ai întâlnit cu el acum? Faci întrebare, mi-ai pus. Pomiesc foarte mult pe mama, pentru că cu ea am crescut mai mult timp, să zic așa, și ea a fost și mamă și tată, că am rămas destul de fraged fără tată, dar am fost și mai mic din familie, să știi, și mă iubea foarte mult tata. Nu știu, sper că e unde e de mine. Ce ai vrea să știe despre tine? Că am moștenit la el, că el muncea foarte mult. Foarte mult. Și cred că asta am moștenit de la el. Monica tot timpul zice, bă, tu muncești ca și taică tău, că îi povesteam și așa. Am moștenit dragostea de a munci. Tata, când venea oamenii să crepe lemne pe dealuri, că își făcea lemne de casă, îi zicea la mama, când vin oamenii la mine în curte, că oamenii vineau cu canceu, cu mâncare, cu slănină, cu o fiertă pe unii nevestele, că stăteau o zi sau două câteodată. Și mama zicea, oamenii care muncesc la mine în curte, mănâncă cu mine la masă. Lucruri faine, simple. Ce au venit aici, ce nu vrea să mănânce pe lemne afară, făcea mama tot din bun de mâncare. Adică, nu știu, tot așa, vezi, respectul ăsta care l-avea față pentru de cu care muncea, adică îi punea la aceeași masă cu el. Erau, nu știu, am crescut într-o familie în care respectul față de celălalt cred că a fost foarte puternic și cred că o normalitate până la urmă. Făcea mama diferență între frați? Nu cred. Nu, mama nu. Eram cel mai mic, în general, cel mai mic răsfățat. Dar nu cred că făcea. Nu cred. Nu, n-am simțit treaba asta. Tu cum reușești să nu faci diferență între copii? Ilona a fost prima. Am petrecut foarte mult timp cu Ilona, pentru că o luam cu mine la cumpărături, o luam la restaurant, peste tot o luam cu Ilona. După ce a apărut Teancu, îmi ziceam, oare cum o să iubesc pe ceva mai mult decât pe Ilona? Pentru că Ilona are 2 ani de zile față de Teancu în plus. A venit Teancu după aceea, nu, când ies micuț, încep chiar să-ți placă. M-am mutat parcă un pic așa, dar cred că nu poți să faci diferență între copiii tăi. Imposibil, pentru că îți diferiți, dar acest diferit îți place întotdeauna la ei, înțelegi? Adică, ce-ți place cel mai mult la Ilona și ce-ți place cel mai mult la Teancu? Ilona ne-am despărțit un pic față de Teancu la un moment dat, nu că ne-am despărțit, dar... Și acum, pe Ilona descoperă atât de Ilona devine o domnișoară. Și îmi place tare mult de Ilona. Nu știu, e dimineața când pot să mă trezesc, că îi fac niște pupiși și îi place să fac masaj dimineața. Mă trezesc și îmi place să fac masaj. Teancu e mult mai drăgăstos. Deci Teancu vine pe mine, mă pupă, Ilona fiind domnișoară nu prea vrea. Sunt diferiți, sunt foarte diferiți. Au schimbat copiii, Nicolae? Dacă m-au schimbat? Da. Sunt mult mai precaut, sunt mult mai gânditor, mă gândesc foarte mult la familie, sunt foarte protector, atât de mult timp mă gândesc să nu mi se întâmple ceva mie sau lor. Da, m-am schimbat foarte tare. Doar în sensul ăsta, că la muncă încerc să muncesc la fel de mult. Dar da, copiii îmi dau o stare de teamă, în același timp îmi dau și putere să mă duc mai departe, adică îmi aduc un echilibru copiii, știi? Ce a adus pandemia în viața voastră de familie? Păi, sincer, pe mie m-a apropiat de copii, pentru că înainte de pandemie aveam la cantin de Nicolae și de obicei serile le petreceam acolo. Și atunci trebuia, când veneam seara acasă, era liniște, rămâneam acasă în familie și mâncam în familie. Îmi doream de mult tot timpul treaba asta. Și când rămâneam acasă, Teancu și Ilona săreau un sus de bucurie că nu mai mă duc înapoi la muncă. Și stăteam cu ei în pat, ne uitam ori la un desen sau citeam ceva împreună, înțelegi? Și acum, cu nebunia asta,
am timp pentru ei. Adică pentru familie e un lucru bun pentru că m-am apropiat foarte tare de ei. Asta chiar dacă afacerile tale au suferit enorm? Păi afacerile mele, un restaurant l-am închis, efectiv l-am închis. Foarte greu pentru că ai oameni, am avut oameni care am muncit cu ei de la început de 11 ani, alții de 10, alții de 8, alții de 2 ani de zile. Adică întotdeauna mi-am dorit să am o echipă. Întotdeauna devizia mea a fost nu să câștig neapărat o dată și asta. Vreau să câștig mai puțin long term, adică mai sămăluit, cum se zice la noi. Nu vreau neapărat mult. Și în momentul când închizi și trebuie să zici că oameni, bă, atâta a fost, e foarte dificil. Adică, cred că ca și patron e greu pentru că orice ar fi, noaptea te trezește, te gândești oare cum e, cum o să fie. Știi că oamenii aia se bazează pe tine? Fai de cap. Deci, e greu. Viața e patron e foarte grea. Adică, asta a fost cel mai greu lucru pentru tine în pandemie? Să închizi niște relații de muncă cu niște oameni? Da, foarte greu. Și acum suferă oarecum. Adică și mă gândesc și încerc să sun și încerc să găsesc soluții. Am mai chemat înapoi încă. I-am ajutat, am mai sunat pe dacă au nevoie de ajutor, dacă merg în altă parte să muncească, să sun, să fac o recomandare. Adică, da, sunt tipul de om care mă doare. Chiar mă doare. Pentru că business-urile nu le faci singur. Tu ești motorul. Tu vii cu ideile. Poate vii cu banii. Dar nu poți să faci nimic singur. Fără o echipă e imposibil. Omul de la vasă e la fel de important ca șeful bucătar. Femeia care încasează, caserița, e la fel de importantă ca și contabila. Adică toți facem într-o cârciumă, toți oamenii sunt importanți. Toți, sau în orice business. Ce reprezintă Monica în viața ta? Monica mi-a dus echilibru, e ușor să zic, pentru că m-a făcut să văd un pic lucrurile altfel. A zis, bă, gen, calcă frâna. Hai să petreci mai mult timp cu noi. Nu numai muncă, pentru că eu și când aveam copii mici, eu munceam tot 7 din 7. Adică eu n-aveam zi liberă. Câțiva ani de zile, 3 ani de zile, am stat chiar lângă restaurant, la 20 metri. Adică eu cădeam din pat, eram în restaurant. Mergeam până acasă, un pic mă jucam cu Ilona, că nu era Iancu, un ceas, iar mergeam la muncă. Și la Monica zis, bă, dar până la urmă, ce important? Să te avem pe tine tot timpul, mai mult timp sau vrem, ce vrem, doar să muncești, ca ce? Pentru că eu tot timpul aveam ideea de a nu rămâne cum am fost eu, cu tata, adică să am tot ce trebuie la copii, adică oarecum, fără să vreau, am luat de la tata să muncesc foarte mult și să nu cumva să pățesc ceva și să rămâne ei oarecum și descoperiți. Atunci am trebuie, avem nevoie de tine, copiii ăștia nu au nevoie de altceva, doar de tine, prezența ta, să fim împreună. Asta e cel mai important lucru. Și atunci nu i-a fost greu, să știi, s-a zbătut un tip mie. Eu sunt nu i-a fost ușor. Dar încetul cu încetul am ascultat-o și a intrat să mă ajute și pe business-uri, pe tot ce decor, ea se ocupă de decor, până atunci aveam pe altcineva imagine și ea negociază. Adică s-o ocupă foarte bine. Da. Dar i-a luat ceva timp până i-am dat încredere. Nu știu, cred că fără să vreau, vrând, având experiența din străinătate într-un restaurant, să le fac pe toate, când m-am întors acasă, am făcut același lucru. Îți pare rău că te-ai întors în România? Sincer, sunt momente când zic, oare de ce? Sincer, asta e, zic din tot sufletul. Care sunt acele momente, Nicolae? Păi, greutate când te întorci, pentru că cultura culinară românească cu cea franțuzească în care eu am învățat această meserie, nu e aceeași. Educația adică, de clienți e diferită. Deci multe lucruri sunt diferite. La noi nu e acel lucru, pentru că încă la noi unii oameni încă mănâncă să mănânce. Adică, ce ziceam mai devreme, poveștile astea care aveam în Franța despre un pui crescut la țară, adică la noi încă nu ne interesează, numai să mâncăm carne dimineața până seara, încă nu mâncăm salată la fiecare masă, încă sunt multe lucruri pe care nu vreau să mă laud, dar când, în momentul cât am trăit în Franța, m-am dus să învăț. Niciodată m-am adaptat, adică n-am fost străinul care am vrut să-mi impun regulile mele în Franța. Nu am să. Dacă mă duc într-o țară străină, eu mă adaptez și învăț ce e bun.
Și când m-am întors în țară, am zis că tot ce am învățat eu în perioada din Franța, o să transmit mai departe. Asta a fost primul meu mesaj, sau primul lucru care m-a făcut să mă întorc în țară. Și mai zic ceva, scuză-mă. Te rog. Orice ar fi, oriunde ești în lumea asta, e străin. Întotdeauna ești românul din Franța, ești totdeauna, chiar dacă ești, ai poziții foarte importante, că lucrezi în IT și ești director și orice, totuși, și mai zic ceva, sânge la până să face, mie mi-e dor de țară, mi-e dor de Rozalea, cu cât înaintez în vârstă, mi-ar place să petrec mai mult timp acasă, la mine, în curte, cu vecinii, cu oamenii pe care am crescut, adică, nu știu, mă liniștesc cumva, înțelegi? Mi-am avut perioada în care am plecat, am învățat, m-am întors acasă, mi-am întemeiat o familie, am făcut business-uri, care uite, unul le-am închis, mă duc mai departe, adică nu vreau să mă opresc, vreau să am energia asta pozitivă și o transmit copiilor mei. Ai sentimentul că dai ceva societății românești prin ceea ce faci? E important să simți că dai ceva din tine așa necondiționat? Cum să nu? E foarte important. Da, să fii om, să faci lucrurile cum trebuie. Sunt mai mult ca sigur că pe unde am trecut eu, majoritatea oamenilor își aduc aminte de mine. Pentru că sunt tipul de om care dacă dau indicații și arăt, le și fac. Nu sunt doar tipul fă aia. Și dacă nu mi-a să ne prima, fac a doua, a treia, a cincea oară până mi-a să. Adică am experiență și am lucrat în țară înainte să am business-urile mele, într-o locație în care după ce am plecat, mulți dintre angajați mi-au zis, sau în Franța când am plecat, cel mai bun prieten al meu, Samuel, care și acum am relații, chiar azi în dimineață m-a sunat, după ce am plecat eu de acolo, mi-a luat locul ca responsabil și eu îl certam cam mult, îi ziceam, bă, vrea așa și era neam, dar zice tot timpul pe mine, mă cerți, pentru că tu ești capabil să faci treaba asta și o să vezi că o să-mi dai dreptate. După 3 luni de zile sau 6 mă sună, zice, Nicolae, ai rezon. Deci, pourquoi? Zicea, pentru că m-ai învățat o grămadă de lucruri, dar atunci eram nervos că numai pe mine trăgeai. Păi zic, tu poți! Întotdeauna dăm în calul care avem încredere că poate să ne scoate dintr-o situație sau poate să ne orice la deal. Te las să te gândești la două lucruri. La un cuvânt pe care atunci când îl spui înseamnă pentru tine România și la un film pe care tu l-ai văzut și îl recomanzi părinților români. Și până când tu te gândești la asta, eu o să le spun celor care ne urmăresc că am reușit să obținem ghetuțele pe care ne-am propus să le strângem. Campania Încalță un copil de iarnă este o campanie de succes și anul acesta. 10.000 de copii vor primi ghetuțe noi în satele sărace din toată România. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat la Baia Mare, la Timișoara, la Arad, la Sibiu, la Iași, la Constanța, la Brașov, la Craiova, în 21 de orașe, la Botoșani a fost o campanie fantastică, am strâns ghetuțe pentru copiii săraci ai României. World Vision a fost partenerul nostru, Europa FM ne-a susținut, am reușit să obținem dulciuri de la parteneri și anul acesta Moș Nicolae umple ghetuțele și ajunge la 10.000 de copii săraci din România. Vă mulțumesc din toată inima, este ultima zi în care colectăm aceste ghetuțe, de săptămâna viitoare vom pleca în țară și le vom duce în toate locurile în care copiii așteaptă să se încalțe în iarna asta. Mă întorc la Nicolae Tand. Nicolae, te-ai gândit la acel cuvânt pe care atunci când îl pronunți tu te duce cu gândul la România? Da, e simplu, e acasă. De ce acasă? Pentru că acasă face parte familia, e locul, adică acasă, când zic acasă e un tot, înțelegi? Adică acasă îți aduce aminte de copilăria ta, de părinții tăi, dacă sunt sau nu mai sunt, de familia ta care întemeiat, adică pentru mine, de frații tăi, adică acasă e un totul. Cred că da, acasă, că orice ar fi, oriunde ești plecat, tot acasă, se face pia de găină. Deci, cred că cuvântul care e cel mai bun e acasă. Da. Și dacă e să le recomanzi oamenilor un film, părinților care ne ascultă la antrenorul părinților? Nu,
nu știu ce filme, sunt un pasionat de filme, îmi plac actori, îmi plac, mi se pare o meserie fantastică să fii actor, ca să depui, să transmiți niște lucruri unor oameni care doar să citești ceva, mi se pare una dintre cele mai grele meserii din lume pentru mine, sincer, să te pui în pielea cuiva. N-am neapărat, recunosc că lui Ilona încerc să-i dau și lui Iancu tot fel de filme în care au mesaje, de exemplu, despre cum ați alege prietenii, pentru că tot timpul de mici trebuie învățat, pentru că un prieten ți-l alegi, familia ți-o dă Dumnezeu. Și atunci, tot timpul caut Le Cercle de Poet Disparu, în franceză, e filmul ăla cu Robin Williams, cu școala, cu Ethan Hawke, în care ziceam de luna și de copii să le transmit că prietenii trebuie să nu la să la rău, să... Adică îmi plac filmele astea cu mesaje foarte faine, să știi. Mulțumesc frumos! A fost o întâlnire specială pentru mine și sunt sigură că ascultătorii noștri au savurat poveștile tale. Peste două zile sărbătorim Ziua Națională. Distanțați de data aceasta, nu vom mai face hore și nu vom mai mânca împreună fasole bătută, cârnați, sarmale și nu vom mai participa la parade militare, dar vom putea să ne bucurăm românește fiecare în căsuța noastră. Nicolae Tand a fost invitatul meu de astăzi și las pe el să spună la final un mesaj pentru toți românii care ne ascultă și de acasă și plecați în toate zările lumii. Mesajul ar fi să zic la români de peste tot din țară, unde sunt plecați, la mulți ani și cred că cel mai important lucru este să nu neapărat să fim mândri doar prin vorbă, ci să demonstrăm că suntem români peste tot. Adică prin faptele noastre, nu neapărat prin laudele de a fi român. La mulți ani, Nicolae! La mulți ani, dragă, și la mulți ani, români! Ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, eu sunt Mirela Retegan. Vă mulțumesc din toată inima pentru că sunteți aici pe frecvențele Europa FM și așa cum vă spun de fiecare dată, fiți cei mai buni părinți pentru copiii voștri. La revedere! Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.